Pe termen lung există o strategie la nivelul PMP, cel puțin în privința relației pe care ar putea să o aibă cu Partidul Național Liberal la viitoarele alegeri, că presupun că vor fi alianțe, adică ne așteptăm la genul acesta de mișcări. Există o strategie pe termen lung din ce știți? Cred că asta ar trebui să întrebați pe colegii din conducere și în primul rând pe președintele Cristian Diaconescu. În ceea ce mă privește pe mine, eu am fost întotdeauna împotriva oricărei fuziuni, nu doar cu PNL, în general. Am fost împotriva oricărei fuziuni, am crezut întotdeauna că PMP trebuie să meargă pe drumul său. Înțeleg din toate declarațiile publice și din discuțiile pe care le-am avut că se menține această viziune sau această strategie, să-i spunem așa. Repet, partidul este al treilea ca număr de aleși locali la nivel național, are doi europarlamentari, pe Traian Băsescu și pe Eugen Tomac, iar președintele Traian Băsescu a făcut enorm, la fel cum a făcut și Eugen Tomac, pentru PMP. PMP datorează foarte mult președintelui Traian Băsescu. De asta spun că un titlu sau nu, astfel de declarații, cum a fost cea nefericită de zilele trecute, nu și-au loc. PMP datorează enorm președintelui Traian Băsescu. Și fiecare dintre colegii care la un moment dat a avut mandat, da, de parlamentar sau chiar la nivel local, sigur, e multă muncă, dar datorăm cu toții politic ceea ce suntem președintelui Traian Băsescu. Ați discutat personal sau ați încercat să discutați personal cu domnul Cristian Diaconescu să lămuriți această declarație? Totuși există, nu știu, se păstrează o relație între vechea conducere și actuala conducere? Nu am discutat acest aspect. Domnul Diaconescu este în teritoriu, am văzut în regiunea Oltenia, unde sunt candidați la alegerile locale, deci e în teritoriu și nu. Când va reveni în București, discuta dacă se va ivi această discuție. De altfel, fiecare dintre noi încercăm să mai sprijinim colegii care candidează, cum și eu am fost la colega de la Ilfov și am mai discutat cu alți colegi din zona Moldovei care au candidați în perioada aceasta. Încercăm în această ultimă săptămână să ne concentrăm eforturile în direcția aceasta a campaniei, dar, repet, e nefericită declarația.